Evenimentul organizat la sediul din campusul Berceni al Universității Spiru Haret face parte din activitățile specifice Future Academy și aduce într-un singur loc proiecte din Canada, China, Cehia, Italia, Spania, Turcia, dar și mai multe universități din țara noastră. Printre lucrările expuse se află și cele ale cadrelor didactice haretiste. Este o mare onoare și plăcere să anunț inaugurarea conferinței internaționale Sport, Educație și Psihologie 2017. Conferința face parte din seria celor 9 organizate în anul 2017 sub emblema Future Academy în Portugalia, Italia, Cehia, Malaezia, Spania și iată și în România. Suntem onorați de acordarea acceptului din partea bordului coordonator al Future Academy pentru organizarea acestui eveniment științific în cadrul Universității Spiru Haret. Salut comunitatea academică aflată în acest spațiu și felicit Facultatea de Educație Fizică și Sport pentru performanța de a aduce în cadrul Universității Spiru Haret un eveniment științific deosebit, respectiv Conferința Internațională Sport, Educație și Psihologie din cadrul Future Academy. Future Academy este un concept modern care are ca scop dezvoltarea profesională colectivă în diferite domenii științifice ale societății. Aceasta este o comunitate științifică și academică din care fac parte cadre didactice universitare, cercetători, practicieni, profesori din învățământul preuniversitar și studenți din peste 100 de țări. Conferința Internațională Sport, Educație, Psihologie 2017 oferă o unică oportunitate universitarilor și practicienilor să interacționeze, să schimbe opinii, să împărtășească experiența și realizările în cercetare. Domeniile de interes în cadrul Future Academy sunt dintre cele mai diverse. Printre acestea se regăsesc educația, psihologia, sportul, sănătatea, sociologia sau dreptul. Fondatorul și managerul acestei comunități internaționale este Zafer, Bekirogullari, un specialist în domeniul psihologiei. Lucrările expuse în cadrul conferinței Sport, Educație și Psihologie 2017 se vor afla în importante baze de date internaționale și vor fi publicate în reviste de specialitate. Articolele complete, elaborate de către participanți, sunt publicate în reviste aflate în baze importante de date indexate icSEP. Mă înclin cu adânc respect și că vă doresc să aveți cariere academice de succes, sens și intuiție în tot ceea ce faceți și vă așteptăm cu drag și în 2018. Toți cei interesați vor putea admira proiectele prezentate în cadrul conferinței Sport, Educație și Psihologie 2017 până pe data de 11 mai. Acestea sunt expuse în holul Universității Spiru Haret din campusul Berceni.